Bună ziua, astăzi voi prezenta unboxing la carcasă de la firma Nox, numele ei NX1 Evo, care este vopsită în negru complet. Să desfacem. Cutia este din carton alb, foarte bine ambalată. Pe partea aceasta avem câteva informații despre carcasă, mărimea, firma. Pe această parte, informații despre împachetare și transport. Ok, să desfacem cutia. Și carcasă. Vine cu două protecții de polistiren pentru a nu fi rupt în timpul transportului. Și o pungă de protecție și de asemenea. Am observat o culoare neagră, foarte bine definită, mată. Două sloturi pentru ventilatoare de 120 de cm și de 92. Două. Pe partea din față avem două USB-uri, port pentru căști și microfon, buton de power, buton de reset, firma Nox și un port SATA. Aici avem pentru floppy sau card reader și patru extensii de 5,25 inci. Partea din spate are montat un ventilator de 12 cm. Ok. Sursa se poate monta în partea de jos. Prezintă și două găuri pentru răcire pe apă, în cazul în care vom folosi. Să le facem ca asta. Plugurile de altfel sunt negre. O nouă lateral. Acum este negru. De asemenea, la interior, carcasa este vopsită în negru. Foarte bine vopsită. Asta și ventilatorul de 12 cm cu conectare pe Molex. Aici avem câteva accesorii. Alimentarea pentru LED-urile din față, cele roșii, de pe carcasă. Ce este acum? Sistem de instalare toolless. Cred că este destul de ok. Vom vedea la asamblare. Aici avem un cage pentru hard disk-uri care, în cazul în care veți folosi plăci video mai lungi, se poate scoate. Are două șuruburi care le ținem. Mai aveți aici trei hard disk-uri. Punga cu accesorii conține șuruburile de montare. Acestea sunt pentru montarea hard disk-urilor, sisteme cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor, pentru două hard disk-uri, se vede. Sper să puteau pune mai multe. Aici avem piciorușele carcasei, care nu sunt montate încă, negre de altfel. Și șuruburi și accesorii pentru montarea unei plăci de bază. Vă mulțumesc!